În premieră, să-i spune, cred că sunteți primul care aflați, astăzi la ora 11 se va preda primul tronson, amplasamentul la primul tronson de înlocuirea țevii de la Preotești. Acel proiect mare care v-am spus, unde obligatoriu trebuie să-l terminăm anul acesta, astfel încât să rezolvăm problema apei în proporție de 80% pe zona Târgu Neamț. La fel, primarul comunei Răucești are un proiect separat de noi, care am înțeles că deja i-a dat drumul la licitație pentru a-și face acea investiție tot cu apă, a resursă de apă găsită de apă acolo, adâncului, și rezolvă problema Răuceștiului și ne ajută și pe noi, ca apa care vine din zona Moldova, de la Preotești, să meargă cu un debit mai mare spre celelalte zone, Târgu Neamț și celelalte comune, deci Răuceștiul își rezolvă problema apei. Și îl felicit pe domnul primar, chiar dacă, așa cum am și spus, după terminarea alegerilor nu mai ținem cont de culoarea politică. Și într-adevăr, astăzi când vorbim, primarul de la Răucești s-a implicat, sigur va primi sprijin de la Consiliul Județean, că nu poate să facă din bugetul local toată investiția, dar prin ceea ce a făcut și prin proiectul care mi l-a prezentat și mie și domnului Angheluță, problema apei la Răucești se va rezolva. Iar astăzi, așa cum am spus, încep lucrările pe un kilometru pe un tronson de un kilometru. Finanțarea este de la Consiliul Județean, se predă amplasamentul, iar constructorul, începând de astăzi, se va ocupa de... Bun, asta e o lucrare tronson care se face repede, schimbarea. Cred că în maxim o lună de zile mergem în paralel. Vor merge în paralel, nu putem să... Așa, cât mai e puțină apa, să închidem apa pentru cetățeni și să facem lucrările pe același amplasament. Este amplasament paralel și acea țeavă care va avea, cred că, de o dimensiune triplă față de actuala. De fapt, ăsta este și motivul pentru care nu avem presiune la apă și nu ajunge apa la toate comunele și în Târgu Neamț. Pentru că țeava este subdimensionată, are 40 de ani. Găurită, dacă dai drumul la presiune mai mare, pocnește, sunt pierderi de apă, trebuie să închizi apa și ajungem în situația în care... Bun, dacă se schimbă această conductă... Dacă se schimbă această conductă, Târgu Neamțul și Răucești își termină, și sigur se va întâmpla acest lucru, își termină investiția lor separată, Târgu Neamțul și cele 5 comune vor avea apă. Pentru că vom avea presiune, pe Moldova este apă, domnul Angheluță deja... V-am spus și înainte de emisiune, lucrează cu echipa de la APASER să identifice alte zone, alte surse de apă, în zona Tămășeni, în zona Corduni, chiar și în zona noastră, pe zona Vânători, Lunca. Și au găsit așa ceva? Au găsit, dar la fel trebuie să implice Consiliul Județean. Studiu, durează. Dar dacă terminăm această țeavă de înlocuit, oricum se îmbunătățesc lucrurile. Da, lucrurile se rezolvă. Bun,